Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, am revenit în neamțul meu drag și suntem la Rosnov, în biroul domnului primar Vasile Pavel, căruia îi spunem bun găsit, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat, bine ați venit la noi, a treia zi de Paști. Da, domnule primar. Trebuia să vin cozonacul și cu două roșii măcar azi. Da, simbolic așa, dar nu-i nimic, o să suplinim prin imaginile video. Cum ați sărbătorit, cum a fost Paștele pentru familia? Pentru că Paștele e în familie, dar și în familia rosnovană, ca să spunem. În familia rosnovană e bine. Acum, în familie stau mai puțin acasă. Deja îmi cer scuze la familie că stau mai puțin pe acasă. Mai mult acum în campanie. M-am relaxat. Trei zile, două zile, practic, au fost mai... Că astăzi sunt la serviciu. Începem de noi. Am început din nou asfaltările. Adică deja lucrați? Nu mai e sărbătoare. Nu mai e pentru noi. Am înțeles. În schimb, ortodox, suntem cu sufletul... În sărbătoare. Unde ați fost? La ce biserică? Asta din parc? La Înviere? La o mănăstire, undeva sus, la Gruen. V-am întrebat pentru că momentul Învierii, slujba, prezența oamenilor acolo, eu cred că 80% din oameni, poate cei cu probleme medicale, 80% din oameni au mers la biserică. Poate chiar, și am văzut și tineri. Am mers și eu la una mai de cartier, așa, Comuna Miroslava, și am văzut foarte mulți tineri acolo. E drept, n-au stat decât o oră jumătate, dar au stat. Și au ascultat cu pioșenie discursul preotului pe care îl trimisese mitropolitul, plus dialogul preotului de acolo, din cartier. Nu, la noi se merge la biserică, toată lumea e, majoritatea sunt credincioși. Ortodoxi, nu? Ortodox, aveți și catolici, da, la Rosnov? Nu, puțin. Că ei au avut puțin, Paștele mai înainte. Catolică, nu. V-am întrebat pentru că în prag de, sau mă rog, nu în prag, în sărbătoare, fie ea, iată, Învierea sau de Crăciun, de Anul Nou, oamenii sunt în familie, oamenii mai discută, mai fac și politică, politica locală care primează, până la urmă, la dumneavoastră, noi suntem cu două zile înainte de a începe campania, că de pe 10, cred, de vineri, vom discuta punctual pe platforma electorală a PSD-ului, pentru că știți acum... Nu, prag de sărbătoare trebuie să fim mai buni, trebuie să mai uităm politica, trebuie să mai uităm răutatea, că în campanie totdeauna se scoate răutatea din om, majoritatea care se implicați politic. Eu vreau să spun că am fost în campanie din prima zi de când am venit la Rosnov, așa că nu-mi fac probleme. Sunteți la primul mandat. La primul mandat, din prima zi, sunt în campanie. Deci eu mi-am făcut campanie vorbind de ceea ce faci. Majoritatea spun, băi, asfaltez în ultimele zile. Nu e adevărat. Deci noi am asfaltat continuu. Avem în perioada asta asfalt, e cel mai cerut asfaltul, drumurile, pentru că drumurile sunt așa cum sunt, toate. Avem 12 km făcuți până acum de asfalt. Deci am început din 2021 asfaltul, 2022-2023 am tot asfaltat, am construit, deci am fost în continuu campanie. Nu, cum spun unii acum, răutăcioșii, care până la urmă, chiar dacă se face în campanie, bine că se face, mai avem de asfaltat și acum și perioada asta suntem în lucru, pentru că e un al doilea proiect pe Anghel Salini, care e în desfășurare acum. Perioada de la implementare până la începerea lucrărilor e undeva la 2 ani jumate, 3. Din păcate, deci, da. Acum, din păcate, asta e situația, da, ca să fie cu toate studiul, avizile. Cu avizie, toate avizile, cu autorizare, de, apoi deci, cu licitația pentru cine noi execută lucrarea. În plin, deci nu că ar fi campanie. Deci lucrăm și înainte de campanie și după și campanie. Și anul ăsta ce v-ați propus? Că așa e limita bugetară, trebuie să terminăm și începem din urmă alte proiecte, alte... măsurători, da, la drumuri, deci sunt drumuri în Rosnov care nu sunt inventariate, nu sunt cadastrate. Acum cadastrăm următoarele. Fiecare om vede, da, de cine ajungi până la mine. Nu le putem face toate bătând deodată, în palme, da. Sau... Câți kilometri credeți că mai sunt de făcut? Anul ăsta cel puțin. Anul ăsta 8 kilometri. Pe proiectele care le aveți. Încă 2 kilometri și ceva. Deci sunt care au, în au bani. În mandatul ăsta, am mai spus și spun în continuare,
Mandatul se termină undeva în toamnă. Deci, da, în mandatul ăsta, până în toamnă, să mai terminăm încă 8 km. Dacă terminăm ăștia 8 km plus 12, deci 20 km într-un mandat, mie mi se pare suficient, eu sunt mulțumit. Da. Urmând ca și celălalt să continuăm tot la fel. Dacă continuăm eu vă la doresc fel, să fiți și în celălalt mandat, tot dumneavoastră. De ce? Pentru că eu cred că cel puțin două mandate ar trebui să aibă primarul, cel puțin. Unii zic că numai două. Dar în primul mandat poți să înveți, poți să te administrezi, poți să... Exact. Iar în următorul poți să faci. Iar dacă ești foarte bun și lași lucruri multe, cu siguranță pot urma și alte mandate. Și avem exemple. Cu răbdare o să-i mulțumim pe toți. Adică toți cetățenii care n-au asfalt la poartă, dar măcar au până la 50 de metri sau încet, încet o să facem și acolo. Deci nu spun că numai asfalt, că am deschis școală nouă vinerea trecută, deci nu în... acum săptămână, în urmă. A, nu, vinerea mare înainte, cu săptămâna. Da, înainte de săptămâna mare. Școala profesională, corp nou, care... La care ați lucrat, cred că un an, cel puțin, zilele astea, tădire nouă. Într-un an și o lună s-a finalizat. Deci începe elevii în școală nouă imediat acum după Paște. Eu cred că reușita asta e foarte importantă și pentru pregătirea copilor, pentru profesie, pentru că tot am vorbit de învățământ dual, am vorbit de... Noi am, din primele zile când am venit, am avut o discuție cu cetățenii, cu societățile din Rosnov, cele interesate, pentru a promova învățământul dual și școala de arte și meserii, în care, într-adevăr, e nevoie de forță de muncă și acolo, dacă se poate, să promovăm cât mai multe meserii, ca pe viitor să avem și meseriași în Rosnov. Eu cred că ați gândit foarte bine, pentru că fără personal, mai ales calificat și mai ales dacă ești tânăr, noi nu putem merge înainte. Am uitat, am mers pe licee, facultăți, orice și el nu știe nimic, din păcate. Analfabetism, da, funcțional, spun unii, care au făcut chiar discuții și dezbateri, dar iată că învățământul dual este o alternativă și dacă ați reușit asta, este foarte bine. Ce pregătiți acolo? Ce fel de copii? Deocamdată... Ce profesii? În construcții și industrializarea lemnului. Dar pe viitor vrem să promovăm și alte profile. Alte profile. Se pretează și industrializarea lemnului, pentru că suntem în zonă... Numai aia, ca și școli, avem școala C4 vis-a-vis de primărie, care s-a modernizat. Avem în Slobozia școală care e în lucru și acum se lucrează. Deci avem o sală de sport care e renovată, sala veche. Mai avem una în lucru acum. Deci se lucrează în Rosnov, nu numai în campanie. Asta vreau să subliniez. Eu am remarcat și faptul că educația, că învățământul e pe prim plan, dincolo de partea aceasta care ține de infrastructură, e important pentru un oraș care e, iată, aproape de ceea ce înseamnă zona metropolitană și care înseamnă locuri de muncă, până la urmă, măcar în zona noastră. Faptul că suntem și un nod rutier aici este important, și asfaltul. Acum avem o stradă care, strada Speranței, care va fi ca și variantă pe să nu mai fie aglomerat în centru. Avem în calcul și două sensuri giratorii pe care sper ca în următorul mandat să le facem cât mai repede, da. Nu vorbim numai de învățământ. Avem chiar punct de lucru ISU în perioada... În mandatul ăsta am modernizat, am renovat o pală, un șopron care era undeva la căminul cultural, la centru de bătrâni, scuzați. Și acum avem punct de lucru ISU acolo. Pe viitor, urmând ca ISU Neam să-și facă subunitate la Rosnov. Le-am dat 2000 de metri pătrați pentru așa ceva și sper tot prin PNRR să se facă și punct de lucru ISU. Asta... venind în ajutorul la toate comunele din împrejurim, deci faptul că noi suntem Rosnovu într-un fel oraș, să zicem, dar mai tânăr așa, noi avem și cheltuieli impus față de comunele vecine. Și vă spun, deci în afară de punctul de lucru ISU, pe care noi la ora actuală îl întreținem, curent, gaz, întreținere la mai mult și spațiu dat în folosință, până când va fi construit prin PNRR o subunitate ISU. Asta ajută și comunitățile din împrejurim. Mai avem
evidența populației. Evidența populației care, tot pe cheltuiala Roznovului, deservește 9 comune în împrejurim. Deci cheltuieli multe pe Roznov, chiar dacă e oraș și banii sunt așa cum sunt, care deservesc și alte comunități. Aici și școala care vorbeam, sunt elevi și din alte comuni vecine, deci nu numai din Roznov. Avem liceu care consumă și liceu. Deci avem mai multe cheltuieli în comparație cu comunile vecine, iar noi ca și număr de, ca și buget, să zic așa, nu suntem mai facilitați decât o comună vecină care... Mai ales că e un oraș cu cât? 10.000 de locuitori? 10.500. Deci, cum e o comună mare, prin zonă, tot pe la Neamț sau pe la noi, pe la Iași, sunt mai multe de mărimea asta. Acum vrem să-i facem și față, așa cumva. Avem blocurile vecine aici, inclusiv... Aveți primaria. Proiect european, nu? Da, sunt în lucru, prin PNRR, 5 blocuri care se anvelopează. Acum să știți că e un noroc că ați prins, că și aici au fost niște norme de... Cine e primul venit, primul servit? Toate... Faceți totul pe banii europeni, nu? Nu mai contribuie și ei? Că știu că era într-o vreme. Nu, nu, nu. 100%, nu. Foarte puțin contribuim noi ca primărie. A, deci ei dar nu 100% au nicio... proiectul e eligibil, deci e finanțat prin PNRR. Asta înseamnă... Da, nu vă spun că n-am avut probleme și aici. Deci, n-au vrut unii să... Da. Cu toate că e 100% finanțat, da. Deci ți se acopere, se anvelopează blocul. Se schimbă și tâmplăria? Și tâmplăria, da. Păi unii n-au fi vrut, probabil, tâmplăria. Au spus, tâmplăria mea poate să rămână... Nu, ia, da? Și-o ia fiecare acasă, deci nu e o problemă. Și acoperișul nu e nicio problemă, se ia. Dar mai sunt probleme, mai sunt oameni mofturoși, așa cum... E... Da, încet, încet ne dăm seama da. Că... Se lucrează pentru comunitate, nu... Mare lucru, 5 blocuri înseamnă foarte mult. Sunt comunități mult mai mari și orașe și, mă rog, OAT-uri care n-au reușit să prindă bani pe proiecte. Nu, am stat, acesta. Avem o echipă bună. Ați avut colegi buni la proiecte. Colegi buni, tineri, chiar tânărul care ne-a venit cu ceaiul. Înseamnă e... că ai expert implicat, în proiecte, da? Da, implicat și avem consultați buni. Ne-am descurcat până acum și continuăm. Cu același ritm. Chiar dacă sunt alegeri acum, să zicem noi, mergem pe același ritm și sper să funcționăm. Domnul primar, contează și v-ați convins și văd asta în ce ați făcut, că foarte mult contează echipa. Credeți că în următorul mandat, și eu vă doresc să reușiți, veți putea avea la fel de dinamică echipa? E nevoie să o lărgiți? E nevoie să... Întotdeauna este loc da. Mai bine. Și atunci este loc. Dacă găsim pe cineva să o lărgim, să fim mai mulți, da. Echipa contează și politic. Echipa contează politic și la nivelul județean. Deci noi, dacă avem, și aici vorbim de alegeri, important ca atunci când alegi primarul să alegi și echipa, și echipa de la județ, și președintele Consiliului Județean. Pentru că cu acei oameni vei face treabă pe viitor. Echipa de la nivel local e o echipă bună? Aveți oameni implicați în diverse profesii? Până la ora actuală am avut un consiliu pestrit. Așa cum e, așa e la primul mandat. Adică posibil. Înțeleg și alianțe cu alții, cred ca la cu alte formațiuni. Da, am avut și probleme, dar venim împreună pentru comunitate. Și atunci nu mai contează culoarea. Ar trebui culoarea să fie... Doar în campanie și atât. Exact, în momentul când vii aici, să vii pentru comunitate, nu pentru interese proprii. Și da, contează foarte mult echipa. Câți consilieri aveți contează pe listă? 17. 17. Și da. Sunt ce profesii? Sau ce? A consilierii care sunt, cei care sunt pe lista mea. Candidații pe... pentru următorul avem mandat. Avem profesori, avem ingineri, da. Avem... A, deci oameni implicați în privat, comunitate. Da. Și din alte comunități învecinate, pentru că Roznov înseamnă numai orașul sau mai aveți și niște orașul cartiere? Orașul Roznov, care e Chintinici, Roznov și Slobozia. Da, avem din toate. Da, deci trebuie și de acolo ca să reprezinte. Obligatoriu. Din toată comunitatea, din tot orașul Roznov. La nivelul Consiliului Județean, candidat ca președinte, pentru funcția de președinte, e domnul Harpa. Harpa, da. Eu cred că o să faceți echipă bună. Îl cunoașteți? Cum sunteți împreună? Că dumneavoastră a fost o vreme... Atunci am venit la PSD, liberal. Am venit pentru Harpa. Deci ne-am cunoscut cu, cred eu, jumătate de an în urmă. Ca exemplu, Târgu Neamțu, deci având în spate 12 ani de primar, într-adevăr știe exact ce înseamnă să fii primar.
am mai spus-o și o spun. Unul care vine mai de sus, cumva privește lumea de sus. Cel care vine de jos știe cu ce să mănâncă. Sigur, cât de problemele într-o primărie. Abordare. Și atunci am încredere că da. Deci e și un om, credeți-mă, că la prima intrare a dânsului în primărie, majoritatea din primărie, a colegilor din primărie, au spus, domnule, se vede că e un om ok, da, după față. Da, sistem juridic, că vine dintr-o instituție publică. Sper să facem o echipă bună, după data de nou să demonstrăm, într-adevăr, că se pot face lucruri bune. Și în județ, nu numai la Rozov, că și în alte comunități. Da. Domnia sa, e clar că în zona aceea, Târgului Neamț, este foarte cunoscut, pentru că toate comunile din zonă, într-un fel sau altul, s-au întâlnit cumva la discuții, la, poate pe aici va trebui în zona asta, sau poate la Roma, nu știu, să fie mai prezent în campania electorală. Va fi prezent, cred. Și cred că împreună, poate chiar să facem emisiuni împreună. Da, eu cu bun simț, deci oamenii care pe scandal probabil iese mai mult în față, dar depinde cum și cum ieși în față. Dacă ești un om cu bun simț, asta nu înseamnă că nu ești cunoscut sau nu poți să fii cunoscut în timp. Din câte am văzut eu, da, da, la Târgu Neamț are și pentru primărie un candidat foarte bun. De ce nu și la Roman, poate? De ce să nu avem și la Roman? Că știi, și la Roznov, și la... La Roman cine e candidatul pentru primărie? El, eu cred că și Romanul ca primărie e necesar. Și acolo a fost o primărie administrată în zona PNL, cel puțin mandatul trecut, ca și la Piatra. De aceea va fi o muncă, o luptă peste tot. Acum sper că revin la Rozo, sper ca lupta să fie acum, după alegeri să facem administrație publică, nu campanie, nu politică. Oricum, cine, campania să fie acum. După cine scoate sabia în campanie, o să iese prin ușa din dos, din experiență, spun, pentru că lumea nu mai are nevoie de agresivitate. Chiar dacă sunt clar sub lupă unii candidați, de fapt mai toți, că există un sistem de a-l denigra cât mai mult pe celălalt, ca tu să ieși în față. Ori soluția e prin proiecte, exact ce spuneați, nu prin a arăta cât de rău e contracandidatul. Niciodată n-am arătat, dar vă spun o întâmplare acum. Săptămâna trecută am, asfaltând o stradă vecină, de primărie, e o problemă, asta e un vecin, antreprenor din zonă, are câteva construcții ieșite în trotuar. Aici, vecin, vi-l arăt când ieșim afară. City managerul meu l-a rugat frumos și a ieșit puțin din cumva nervos, că au mai continuat în afară de construcțiile alea să mai pună și niște stâlpi cu lanțuri pe domeniul public. Vă spun că înțelegând o construcție definitivă. Eu fiind în apropiere acolo, da, ei s-au certat, eu m-am dus și i-am împăcat cumva. A fost o înregistrare pe online, pe undeva, online, da. Că primarul ce face, nu l-am înjurat, eu l-am jurat, nu, nici măcar nu l-am jurat. Ceva acolo. L-a rugat mai accent, mai cu patimă. Da, vreau să spun că de multe ori trebuie să fii și mai dur ca primar. Eu am fost prea bun până acum. Toate construcțiile care sunt făcute pe domeniul public ar trebui să și-l demoleze fiecare separat. Și aici vă spun că acel domn a ieșit cu registrări pe el, puse cablat sau cine știe ce, ca să fac rău. Nu m-am dus niciodată la om să-i spun, domnule, i-am spus frumos, demolează-o, că e pe trotuar, deci oamenii n-au pe unde merge. Când ieșim o să le vedeți. Chiar și filmate, dacă se pot, să le vadă oamenii, pentru că nu putem face chiar ce vrem noi în lumea asta. Dar nu există domeniul comisie de urbanism, cum de le-au, cum a trecut? Vreau să spun că în campanie se întâmplă lucrurile astea. Și am văzut o înregistrare undeva că, ia uitați ce face primarul. N-am făcut câte au trebuit să le fac. Deci, a, nu te să regretați. Spun. O să-și facă comisia de urbanism, o să-și facă treaba polițistul din comisie, care are misiune să-i someze. Vă spun că în următoarea perioadă, imediat la sfârșitul lunii astea, chiar dacă e campanie, mă repet, până la urmă, noi trebuie să facem și lucrurile care trebuie să făcute. N-aveți de ales, trebuie să funcționeze. Avem cartierul de vile în spatele primăriei aici, unde va începe refacerea canalizării. Obligatoriu, toate gardurile care sunt în pe domeniul public făcut, ar trebui demolate. Sigur, nu se poate, nu se poate lucra. Vor fi oameni, care, unul, doi, care nu vor, dar majoritatea vor. Dacă vrem să fim oraș, că mulți spun plătim taxe, da. În Rozno, plus minus, sunt 4.000 de gospodării. Oricât pot să plătească un
1000 de lei, să zic. Cu 400 de mii nu se poate ține bugetul local. Deci toate astea vin pe proiecte europene, prin diferite forme de finanțare. Și atunci trebuie să fim înțelegători. Deci dacă vrem să avem un oraș așa cum vrem noi, trebuie să stricăm și garduri, să facem asfalt așa cum trebuie, nu să ținem cotețele de porți și între vile care... Da. Nu, dar deja super, obligă. Pentru unii super, dar trebuie să le facem. Chiar și autostrada, dacă e nevoie de un teren, există lege care spune expropiem și trecem pe acolo. Nu, da. La fel și pe instalațiile de care vorbeați, da. Canalizare, apă. Sunt lucruri care nu pot să fie și atunci nu contează când ești în campanie sau când nu ești, trebuie să faci lucrurile care se întâmplă. E, unii v-ar recomanda, cred, să spuneți, hai, majoritatea fă mai târziu, fă în luna, dar nu poți, majoritatea vor. Majoritatea vor, nu. Da. Da, azi fiind Paștele, mai e o zi, mai suntem calmi, dar... Asta e ghinionul primarului, să spun, fie între Ciocan și Nicovală. Când... Indiferent că va fi luna viitoare campanii, vom intra și vom începe treaba. Eu zic că pentru unii... mumă, pentru alte cimă. Veți fi apreciat. Și de ce? Pentru că orașul trebuie să se dezvolte conform normelor și respectării reciproce a unui... Și aici vorbim de utilitatea apei, canalului. Întreb, ce eu întreb, acolo? Ce vina am eu, că am venit după 20-30 de ani în care s-a făcut așa cum a vrut fiecare. Și vă spun pentru că majoritatea iese cu gardul în stradă și rămâne teren în spate. Cadastriștii la rândul lor tot la fel făceau. Dar ne pune la aici că rămâne puțin teren în spate. De ce să nu-l muți în spate acolo unii? Strada, lasă o stradă. Tata Dumnezeu Sletin spune așa, drumul și fântâna nu o închide niciodată. Da, lasă-o publică, pentru că deci, la fântână ia cineva ușor cu apă. Noi ieșim cu gardul în drum și după aia urlăm că nu se poate, de ce nu se face? Pentru că nu încap nici cu mașină. Bun, dar autorizația, sau mă rog, proiect... S-au făcut așa... Toate, un proiect în sine. Cumva se putea așa fel. Am înțeles. El se va prevala, spune, uite, am... Eu am venit acum, cum putem face? Adică, el se va prevala de documente care le are. O să chemăm toți cetățenii imediat. Asta e discuție perioadă, publică. Da? O să chem și atunci o să vedem cum putem face. Noi, haideți să vedem cum. Cine vrea, cine nu vrea. Altfel nu putem. Să modifice canalizarea, da, trebuie să intre până aproape de bloc, trebuie racordat la fiecare. Apa trebuie mutată pe conducta nouă. Există conductă nouă care nu-i folosite la ora actuală, gazul trebuie mutat prin pământ, nu pe garduri, cum iar... Cablurile la fel, cumva să fie și aici și proiecte. Nu țigăneala. Dar cu piața ce ați mai făcut? Că eu știu de ani, piața, și ani, că era... Piața mai... o voi face, pentru că sunt obligat să o fac până la urmă. Sper anul ăsta să fie chiar... Am reproiectat. Există vreo formă de... Mă rog, de depunerea unui am proiect? Am avut o discuție, pentru... deci asta e și motivul plecării mele de la PNL, pentru că am avut-o pe lista de sinteze și banii s-au dus pe la alte primării la care... Dar cine i-a distribuit? Partidul sau cine? Președintele PNL. Am înțeles. De atunci și de acum. Da, de atunci și de acum, da. Păi, și acum vine în piață, mai are curajul să vină, nu în piață, la lansarea contracandidatului meu și spune nu. Tot ce i-a dus aici în Rosnov i-a dus de PNL, adică eu aș fi dormit. Dar mi-a spus inclusiv piața, și nu? Și promite piața. După ce mi-a luat banii și i-a dat la alte primării, mai promite piața. Au promit că o să o facă următorul, candidatul pe care l-a... O să o facă, dar... Mă rog, cum e cu politica asta? Mi-a spus un om venit din societatea... Mă rog, normală. Cum v-ați simțit în acești 4 ani deja, aproape 4 ani? Când vii din privat și faci tu ce vrei cu banii tăi, cumva, și vii în primărie, un an mi-a trebuit până m-am obișnuit, stați, domn primar, că nu-i bine așa, aici e cu totul altceva. Dar am avut un avantaj pentru că am avut 4 ani înainte de consilier și am văzut... Ați văzut deja cum e mers. Când vii din privat, vezi lucrurile altfel, așa cum văd majoritatea. Am mai spus, banii nu vin din pod de undeva aici, trebuie să urmărești toate formele de finanțare, să faci proiecte, să aștepți, să fii în regulă cu toate, că dacă se mai întâmplă la unul privat și își schimbă acoperișul la noi, nu se poate așa, fără un aviz, fără un proiect, fără ceva. Și atunci dar nu până, inclusiv a fost gard. Greu. Da? Există reguli și pentru gard, și pentru culoarea gardului.
Sunt reguli care, da. Asta face Comisia de Urbanism, sau cel puțin asta ar trebui să se întâmple cu avizele respective. Treptat, nu poți să vii din prima așa rigid, nu. Am încercat să fim... Noi am fost la Londra și am lansat acolo carte, mă rog, avem o subredacție la Londra. Acolo dacă cumva a ieșit 50 cm, 10 cm, 20 în afara locului, da, îi taie clădirea pur și simplu. Vine și o dărâmă cu... Vorbesc de, cred de, că în viitor de strategie. În viitor se va întâmpla și la noi așa. Deocamdată, nu la noi, la Rozov, în general. Nu, în România, pentru că sunt cazuri și la București de încălcare. Eu vă spun, o mare problemă este cu deșeurile în Rozov. Nu vrem să plătim deșeurile. Dar în afară, cei care stau în afară, în Londra, dacă tot vorbim de Londra, da, este poliția deșeurilor. Dacă ai pus altceva în săculețul ăla, îți vine și amendă odată. A, n-ai făcut sortarea potrivită. Deci mai mult, nu ți-l ia, dar îți vine și amendă imediat. E, la noi nu se întâmplă. La noi, noi suntem luați la rost pentru că se plătește deșeurile. Și nu se plătește, adică din punctul meu de vedere, ca să-ți ia toate deșeurile de acasă, majoritatea deocamdată nu putem... E un sistem de sortare în momentul, da, acesta? Da, dar suntem în implementare acum. Nu am avut sume să dăm pentru că așteptăm un nou operator pe zona 1 la Econeams și dacă vine acel operator, noi nu mai putem. Avem Rozov Salo care operează pe Rozov, Săvinești și Piatra Șoimului, în care e mult contestat sub ordinea primăriei. A primăriilor, NADI, da, care e Rediu, Rozov, Piatra Șoimului și Săvineștiu. Da. Și sunt cumva contestați pentru că omul n-ar vrea să plătească. Noi am fost învățați ani de zile, n-am plătit deșeurile. Acum, dacă vrem să fie curățenie, trebuie să și plătim. Că nu poate lucra salubrizorul ăla, că sunt oameni acolo, motorină, mașini, salubrizori. Care sigur, dacă nu, sunt niște costuri. Trebuie să lucreze cineva pentru noi și atunci trebuie plătit. Că altfel găsim deșeurile pe bistriță. Păi, dar la București nu a fost o situație în care nu mai se ridicau gunoaiele. A de... fost, da. Da, da. Pe ideea asta, nu ai plătit, nu îți mai ridic deloc containerele. Mi se pare corect. Da, da. Dacă... Atunci, probabil, o să dea vina tot pe primar. Că și la București tot așa au fost primarul. Da, dar e obișnuința asta. Da. Orice ar... Cine e vinovat? Primarul, da? Nu ne-a explicat. Da, eu sunt bucuros pentru că atunci când vezi ceva în spate, deci construcții, drumuri, lucruri bune, care astea trebuie să le vedem și pe astea, eu mă încarc cu energie pozitivă. Cu faptul și, că și din astea, v-ați dovedit utilitatea. Dacă stăm așa numai să fim cărcotași, lucruri mai sunt multe de făcut în Rozov, dar nu le poți face toate. Nici acasă nu le-am făcut toate odată. La toată lumea le spun, acasă ați făcut sau sunt care n-au făcut nimic și aia mai răi. Da, e deci plaja mai largă. Ce înseamnă să construiască ceva, măcar un gard, da, aia sunt mai răi. Țineți de alte proiecte și alte planuri pentru perioada următoare. Ați putea să amintiți câteva dintre ele, importante de altfel, nu neapărat ca promisiune pentru electorat, ci mai degrabă ce faceți. Sensuri ligeratorii, pentru că aici din nou va fluidiza tot traficul care e din zona vecină, din tot ce înseamnă Târgu Neamț, Tazlău și așa mai departe. Avem o grădiniță cu program prelungit în Chintinici, unde contractul e semnat tot și acum așteptăm să vedem de unde mai luăm bani ca să începem demolarea la o școală care și acolo au fost ceva probleme, că sunt mulți care spun de ce se demolează școala, pentru că e monument istoric. Nu e adevărat. Școala e cu grad ridicat cu risc seismic și atunci nu hotărăsc eu sau sigur, trebuie demolat și obligația dacă de a... demolam fără să facem altceva, da, dar noi vom construi o grădiniță cu program prelungit, care e mult cerută. Mai sunt persoane care am văzut că cer creșe. Vom avea în vedere pentru viitor și o creșe. Asta e bine, înseamnă că aveți trebuie încă tineri vedem... în localitate. Da, trebuie să vedem, să identificăm un teren undeva unui bun de făcut. Mai avem dispensarul la Slobozia, care ăla cred că în cel mai scurt timp trebuie renovat, pentru că n-am mai avut bani, nici timp, nici prea multe și nu pot să le gestionez pe toate așa repede. Vedem ce putem, cadastrăm acum toate drumurile ce înseamnă Rozov și imediat la următorul proiect sau eu știu, orice linie de finanțare, mai finanțare va veni, vedem, mai continuăm. Apă canală, asta e... Mai sunt zone unde mai... Mai sunt zone. Da, sunt acum gaz? Avem și gaz. Deci mai, aici da, e de lucru.
Da, mai sunt străduții care, da, și acum se trage gaz pe trandafirilor, de exemplu, o stradă care urmează să fie asfaltată și au fost cereri înainte și acum se trage gaz. Numai că lucrăm cu o firmă de plaiaș care e un pic scumpă, spun oamenii, nu putem interveni noi, că nu-i atributul nostru acolo, noi numai le dăm aviz de săpătură și ce mai e, dar sper să... Să mergeți înainte. Da. Eu sper să ne întâlnim în campanie împreună cu dumneavoastră și cu domnul primar de Târgu Neamț, domnul președinte, de Consiliul Județean, pentru că probabil împreună, când veți prezenta proiectul electoral, acolo putem să facem punctual precizări. Bineînțeles, și cu ajutorul dânsului acum la sensul legislatorii va fi, pentru că aici e o colaborare, trebuie să facem un protocol între Consiliul Județean, da. Sunt la intersecții drum județean, drum național și drumurile locale. Trebuie vize de la toate. Aici trebuie o colaborare, un protocol prin care să vedem cine, cum venim și cu finanțarea, pentru că nu putem numai noi. Dacă ar fi să avem, exact cum spuneam, din sumele astea care spunem că suntem plătitori și plătim și noi impozit, e adevărat. Dar numai din impozit nu avem cum face nici măcar... Eu știu că e foarte greu de obținut avize și pentru un trotuar, dacă vorbim de drumuri naționale. Avem situația de la Alexandru cel Bun, de la domnul Rotaru, care, la fel, din câte am înțeles, candidează tot în echipă cu dumneavoastră la PSD și care îmi spunea cât de greu a obținut să facă trotuare. Pentru că drumuri naționale impun condiții așa de tot e, felul, până s-a trecut prin lege, prin Parlament și prin... Aici, da, cumva dar, și... Dar minte, sensul giratorii, altă belea. Da, sensul giratorii... Sunt la fel de complicate. Dar vreau să spun că de mâine am început la stadion o lucrare anul trecut care a cam tras de timp constructorul. Nu-i vina nici a constructorului, nici CNI-ului, a dat cumva banii mai târziu. De mâine va fi la treabă. Deci, am o veste bună de Paște. Eu știam stadionul ăsta de acum 30 de ani, când am venit în oraș. Era așa, un loc cu o tribună acolo. El înseamnă că va fi o modernizare, acum, va fi o investiție serioasă acolo, nu? Va fi, da. Aveți deja au început lucrările, va fi construit o clădire pentru vestiare. Clădire, și... da. Da. O tribună, probabil. O tribună, da, cu 500 de locuri. Numai că a fost o perioadă în care CNI-ul n-a plătit la timp, constructorul așa, după aia, nu știu cât, da. Dar de mâine vor fi la treabă. Aveți echipă în Liga 3-a, 4-a? Deocamdată nu avem, am avut. Eu când am venit nu mai erau, pentru că acum joacă nu știu prin ce, dar pe viitor sper să facem o echipă. Da. Un obiectiv. Dar am susținut întotdeauna și deci sportul în general l-am susținut. Da. Am susținut Mugura și Roznoveni. Sportul și cultură. Acolo cât am putut, pentru că vă spuneam, noi ca oraș nu avem bugetul unei comune care da. Deci cheltuieli sunt. Da, dar sunt obiective pe care trebuie să le luați în seamă. Dincolo cu răbdare. Cu răbdare. Răbdare și cu încă un mandat măcar. Eu vă doresc succes, da. Și să fiți astfel de optimist și de... Dacă nu eram optimist, nu făceam atâtea. Și convingător. La un moment dat, în primul an, am crezut că nu mai candidez. Deci am zis, bă, dacă... Dar putea să dați demisia dacă voiați. Că nu, eu spus, dacă nu reușesc în mandatul ăsta să fac cât mi-am promis, nu mai candidez. Dar am făcut mai mult. Am înțeles. Și în mandatul nu e terminat. Deci am făcut mai mult. Următorul, dacă fac tot atât, mulțumesc Dumnezeu. Până la urmă, e foarte important să arăți. Deci să mergem în același ritm, așa? În același ritm și să vadă ce a făcut primarul, pentru că asta este șansa de a continua în ideea de a aprecia ce s-a făcut până la. Acum există o tendință, și eu o simt la nivel de țară, chiar că suntem post-național, de a orice contracandidat al primarului în funcție să arate câte greșeli și câte neîmpliniri. Nu mai vorbesc de dosare și de alte forme de atac. Oare de ce am ajuns atât de jos? Răutăcioși, nu știu. Deci eu am avut... Nu asta e competiția electorală. Trebuie să fie cu programe. Eu mai fac și piața, apropo de neamurile dumneavoastră. E important să se vadă ceva în urmă. Pe sigur, acolo, și ce ai făcut până la momentul acela. Dar rest, nu știu dacă... Nu pot să mă iubească toată lumea, vă dați seama. Dar măcar să vadă... Să vadă ce ați făcut, sigur. Și s-a întâmplat în perioada... Dar să știți că și pentru contracandidați e important acolo unde a fost el, consiliul local, fost primar, să aibă la fel
lucruri bine puse la punct. Dacă vii numai să dai cu biciul, vreau să vă spun că la toți contracandidații care sunt acum, le-am făcut asfalt și le fac în continuare. Deci toți vă puneți bine cu ei, ca să vă atașe mai puțin. Da. Deci care n-au făcut ei în perioada când au fost, la... Bun, dar ați făcut pentru că acolo trecea drumul, nu neapărat. Actualul care la PNL am făcut, o să trec acum pe reparații chiar prin fața porții la candidatul de la AUR, la candidatul de la USR i-am făcut, cu toate că niciodată nu-i mulțumită, e o doamnă care nu-i mulțumită, dar așa sunt doamnele. Acum trebuie să fim buni și să le credem. Acum, nu toate. Acum trebuie să mai spuneți, cred că ați făcut pe acolo, nu datorită dumneavoastră, ci pentru că pe acolo era drumul proiectat. Sau ați ținut cont și de prezența? Contează foarte mult. Majoritatea spuneau, da, sunt proiectele fostului. Da. Ce a fost bun, am continuat, ce nu, nu. Dar eu îmi întreb așa, fac un proiect și îl dau la cineva. Poftim, fă-ți casa. De unde e finanțare? Aici contează foarte mult. Deci așa, sigur. Proiecte, da, facem. Dar dacă nu ai finanțare... Aveți atâtea și... altele care stau la sertar și așteaptă să prindă linii de finanțare. Da. Da, e complicat să fii primar, dar e o meserie? Sau complicat, cum? Dar mi-am asumat și acum trebuie să îndur, n-am ce să fac. Eu zic că o să îndurați cu stoicism și vă doresc asta. Faptul că mulți spun da, dar ce stai acolo dacă nu? Am întâlnit oameni care... Da, du-te acasă. Odată intrat în joc, trebuie să demonstrezi ce ai făcut. Am un prieten care și-a dat demisia din Consiliu, ăsta 2 ani, probabil așa era înțelegerea Piatra Șoimului. Și am văzut o grămadă de oameni supărați după, pentru că tu nu mai ai voie, tu dacă ai demisionat din Consiliu, pentru ce mai comentezi, de ce n-ai stat acolo cu noi, te-am votat? Sigur. Exact așa e și aici. Sunt supărați pe mine, dar sunt și care vor. Păi dacă mai stai un mandat acolo și ai făcut câte sunt de făcut, eu trebuie să fiu mulțumit când merg pe Rosnov, sigur, pentru ceea ce am realizat. Sigur, pentru că există și parte bună și parte rea să fie salutat primarul și când nu mai e primar. Și atunci, dacă n-ai făcut, cu atât mai rău, că poți să te trezești cu roșii în geam. Asta de exemplu. E. Nu cu ouă. Cu ouă. Toți suntem la Paște. Da. Domnule primar, eu vă strâng mâna, vă doresc succes. Să fiți la fel de optimist, să puteți aborda, inclusiv în situații limită, cum spuneați, cu casele, cu trotuarul, orice conflict și orice situație conflictuală, așa cum am discutat astăzi împreună. Cu calm și cu explicarea corectă a legislației în vigoare. Pentru că e interesul tuturor, nu e interesul primarului. Sunteți primarul tuturor, nu numai a unora de pe strada politică. Stânga și la cei de dreapta și de la toți. Da. Până la urmă, primarul este un administrator al comunității din momentul în care a fost ales. Cât e campanie, e campanie, dar după aceea îi reprezintă și face lucruri și pentru cei care nu l-au votat. Cel puțin așa știu, din discuții care le-am mai avut cu dumneavoastră. Eu nu m-am uitat, nu știu, am mai văzut la alții răutatea, nu asfaltez în fața lui XY pentru că n-a fost cu mine. Nu, invers am făcut. Deci eu pe strada mea n-am ajuns, dar o să ajung și acolo. A, n-ați făcut pe strada dumneavoastră? Nu, e drum județean, e un pic mai spart așa, trebuie făcute trotuare, avem multe de lucru și acolo. Dar în următoarea perioadă... Cred că vă critică doamna acum, spune, dar ce ai fost primar? Nu, doamna mă critică... N-ai fost în stare nici pe drumul. Stau prea puțin pe acasă, deja e supărată pe mine că stau mai puțin pe acasă. Și aici, într-adevăr... E o problemă, să știți, până la urmă și viața de familie. Așa e, da. E o problemă pentru că tot timpul din familie, dacă pleci cu vorbe bune, să merge bine. Ai un tonus mai bun toată ziua. Da. Dar vreau să vă încărcați. După cum vă văd, vă încărcați bateriile din mers, ca mașinile astea moderne acum. Avem un control. Și mergem înainte. Mergeți înainte. Da, da, încă o dată succes. Da. Și... cu respect și vă mai aștept la noi. Eu sunt onorat. A fost o discuție interesantă. Nu știu dacă vom reuși și în campanie să discutăm așa și în alte comunități, dar la Rosnov sigur vom reuși cu domnul primar în măsura în care vom fi provocați, ca să spunem așa. Îi mulțumesc domnului primar, vă mulțumim și dumneavoastră pentru faptul că ne urmăriți. Cele bune, un gând bun de la neamț. Sărbători liniștite în continuare. Hristos a înviat. Mi-e dor să mă merg la un ceas, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai.